Fac un bol din lemn pe un strung acționat cu piciorul, un strung medieval. O plimbare zilele acestea prin pasajele medievale ale Bistriței este o încântare. La tarabele amplasate de-a lungul lor, meșterii populari confecționează sau restaurează diverse obiecte, iar cramele din zonă te îmbie cu câte un pahar de vin. Excelent, e sec, frizante, dar este excepțional. Parfumurile naturale i-au cucerit pe vizitatori. Toate în plan. Nu am gustat, am mirosit doar ce avea domnul acolo. Le-aș cumpăra pe toate. Asta este povestea pasiunii mele și îmbin arta culinară cu pasiunea pentru istorie. Vreau să promovez o parte din trecutul nostru. De asta am și simbolul dacic și tăblițele la tărtăria, între altele. Și din coace sunt produse fără chimicale. Evenimentul dedicat strângerii de fonduri pentru restaurarea unui traseu de mocăniță include și o expoziție cu caracter feroviar. În turnul dogarilor sunt expuse obiectele de colecție ale unui ceferist, meserie cu tradiție în familia sa. Mă bucur pentru că am putut să fac această expoziție, pentru a scoate în evidență mocănița Transilvaniei. Generăm fondurile necesare să schimbăm 3000 de traverse pentru a putea reabilita traseul de mocăniță la care lucrăm, de la Teaca la Râciu, pe care am denumit-o mocănița Transilvaniei. Le oferim posibilitatea tuturor să se implice și pot să adopte o traversă din cele 3000. Am pus un cost de 100 de lei. În Piața Dominicană au loc conferințe și recitaluri de poezie, iar în Poienița, de lângă turnul dogarilor, se cântă până duminică.